Sfânta lumină care s-a pogorât la Sfântul Mormânt a fost adusă și în capitala României de Părintele Arhimandrit Teofil Anăstăsoae, reprezentantul Patriarhiei Române la locurile sfinte. Pe aeroportul Otopeni, Părintele a fost întâmpinat de Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarhal. În continuare, ierarhul a dăruit lumina de la Mormântul Mântuitorului reprezentanților eparhiilor din țară care au venit la aeroport. La Catedrala Patriarhală, Sfânta Lumină a fost primită de Preafericitul Părinte Daniel. Doamnelor și domnilor, chiar acum delegația care s-a ocupat de aducerea Sfintei Lumini din Ierusalim în țara noastră a ajuns pe Colina Bucuriei. În aceste momente, Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, cel care a întâmpinat delegația pe aeroportul internațional Otopeni, împreună cu Părintele Arhimandrit Teofil Anăstăsoae, vor duce Sfânta Lumină în Catedrala Patriarhală, unde o vor oferi Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. După ce Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a primit Sfânta Lumină, a fost oficiată o slujbă de mulțumire. La final, Patriarhul României a afirmat că Lumina Sfântă este simbolul bucuriei și al comuniunii lui Dumnezeu cu oamenii. Lumina de la Sfântul Mormânt este un dar deosebit care nu se găsește oriunde și nu se poate primi oricând, ci numai în ajunul sărbătorii Învierii Domnului sau cu câteva ore înainte de proclamarea Învierii Domnului în Sfânta și Marea Sâmbătă. De asemenea, această lumină este un simbol al comuniunii lui Dumnezeu cu oamenii și a oamenilor cu Dumnezeu, pentru că lumina aceasta este preluată de către lumânări. Lumina care provine din mormântul Domnului, mormântul învierii sale, este preluată în primele clipe, ea nu arde. De aceea unii dau cu lumina pe față și nu s-aprinde părul, dar după câteva minute devine o lumină obișnuită. Această lumină însă se păstrează în mâinile credincioșilor ca un dar primit și stabilizat pe lumânare. De aceea s-a văzut la televizor cum o mulțime de credincioși avea un mănunchi de 33 de lumânări adunate la oaltă. Și lumânările adunate la oaltă, ca și credincioșii care au venit să ia lumină în rotonda Bisericii Învierii Domnului din Ierusalim, înseamnă comuniune. Comuniune de rugăciune, comuniune de credință, comuniune de speranță și o bucurie deosebită. Lumina este simbolul bucuriei, iar bucuria, în limba greacă, are aceeași rădăcină ca și harul, hara și haris. Adică bucuria este sentimentul prezenței Duhului Sfânt în om. Și de aceea, când această lumină apare, există o explozie de bucurie în jurul mormântului Domnului, pentru că este semnul iubirii lui Hristos pentru cei care cred în El și îl iubesc pe El. Părintele Patriarh a subliniat că Dumnezeu le împărtășește oamenilor fericirea sa prin intermediul luminii necreate. Legătura cea mai intimă dintre Dumnezeu Creator și creație s-a exprimat la nivelul energiilor, la nivelul luminii. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că Dumnezeu a creat lumea prin energiile sale necreate. Iar energia necreată veșnică a lui Dumnezeu, care se arată din când în când în lume, când vrea El și cui vrea El, este slava Preasfintei Treimi. Deci slava necreată a lui Dumnezeu este energia prezenței iubirii sale și frumusețea iubirii sale veșnice. Din această lumină necreată, printr-o voință a lui Dumnezeu ca milostiv, prin dorința Lui de a împărtăși fericirea Lui veșnică și altor subiecte, altor persoane, a creat lumea și mai ales pe îngeri și pe oameni și le-a împărtășit și le împărtășește fericirea sa mai întâi prin forma luminii create. De aceea, lumina creată pe care o vedem noi de la soare a izvorât
ca lucrare a luminii, a slavei Preasfintei Treimi, atunci când Dumnezeu la început a făcut lumea. Preafericirea sa a subliniat faptul că aducerea luminii în țara noastră are continuitate și nu a fost întreruptă nici chiar de pandemie. Sfânta Lumină va ajunge în toate eparhiile din România, dar și în alte țări. Mulțumim delegației care a adus lumina de la Ierusalim, Părintele Teofil, care a venit cu avionul, ca de obicei în ultimii 2 ani, să știe că nu s-a mai trimis delegație, dar a venit de la Ierusalim Părintele Arhimandrit, superiorul așezământul românești în Țara Sfântă, și ne-a adus lumina încât pandemia nu a putut întrerupe această iubire milostivă a lui Hristos pentru noi. Ne bucurăm că această lumină acum se răspândește în toată țara, dar și în țările vecine. Va ajunge și în Republica Moldova, și în Ucraina, în Suceava, și în Cehia, prin o delegație care vine să ia lumina aceasta din satul mare. În această seară, Preafericirea sa va oferi Sfânta Lumină credincioșilor veniți pe Colina Patriarhiei.